Pentru fostul dinamovist Daniel Popa, FC Botoșani reprezintă o rampă de lansare și poate fi echipa la care se va remarca. Rampă de lansare pentru mine, la Dinamo nu prea am avut șanse să joc, am venit aici să joc, să câștigăm cât mai multe meciuri și de ce nu să ajungem sus. Eu sper să marchez cât mai multe goluri, acum depinde cât o să joc, câte șanse o să am. Eu îmi doresc să ajung chiar golgheterul echipei, dacă nu al campionatului. Fostul mijlocaș al celor de la Concordia Chiajna spune că a ales Botoșanul cu sufletul, dar și că este încântat de stilul de joc al roșalbalbaștrilor. Obiectiv personal, poziționarea pe un loc cât mai sus în clasament. Am ales cu sufletul, zic eu, pentru că sunt aproape de casă, echipă foarte bună, îmi place stilul lor de joc, tot timpul au jucat ofensiv, au jucat un fotbal frumos și sper ca să pot să-i ajut să ne îndeplinim obiectivele. Obiectivul meu personal este să îmi fac treaba cât mai bine, să ajut pe FC Botoșani și să la final de campionat să ne clasăm pe un loc cât mai bun. La 22 de ani, Eduard Pap a ales să apere poarta celor de la FC Botoșani pentru că a fost dorit foarte mult. Am ales pentru că m-au dorit cu adevărat și pentru mine în acest moment este foarte important să am continuitate, să continui ce am făcut bun la Târgu Mureș, adică să continui forma bună care am avut în ultimele 6 luni. Concurența e benefică, poți să crești mult mai mult în valoare dacă ai concurență. Va fi o concurență loială în care cel mai bun va apăra și cel care apără trebuie să o facă cât mai bine, să ajute echipa. Echipa FC Botoșani va pleca în cantonamentul din Austria duminică.